Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Jurisprudența. Astăzi avem un subiect de interes pentru această perioadă în care ne aflăm, pentru că se apropie sărbătorile, pentru că ne trebuie o atenție sporită în momentul în care mergem către destinațiile pe care ni le dorim, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de o destinație de vacanță. Vom vorbi despre accidentele rutiere, vom vedea la ce este nevoie să fim atenți, care sunt pedepsele, care sunt detaliile la care noi trebuie să fim atenți în cazul în care s-a întâmplat să fim parte dintr-un astfel de accident. Invitatul de astăzi este Daniel Gașpar, este expert în acest domeniu, aș putea spune, și ne va spune pentru început la ce este nevoie să fie atenți telespectatorii în această perioadă. Bună seara! În perioada lunii decembrie, după cum știm, majoritatea persoanelor aleg să se deplaseze cu autoturismele proprii și vom avea aglomerații mult mai mari. Și bineînțeles că și la biroul rutier al avariilor se constată mult mai multe accidente. Și soluționarea acestor accidente pe calea amiabilă nu duce întotdeauna și la plata despăgubirilor. Și tocmai acesta este motivul pentru care instanțele sunt foarte aglomerate cu dosare de neplată a despăgubirilor care trebuie achitate în cazul unui accident rutier. De preferat ar fi să nu se întâmple și telespectatorii să fie atenți în trafic, dar cauzele pot fi multe ale unui accident rutier. Care ar fi cauzele cel mai des întâlnite de dumneavoastră pe parcursul timpului ale acestor accidente? Cauzele, într-adevăr, este perioada de iarnă, unde nu avem acel asfalt uscat, avem un asfalt umed, avem acea perioadă în care persoana, pentru a face cumpărăturile, pleacă cu autoturismul propriu, chiar dacă nu are experiența necesară, pentru că în timpul anului merge cu un alt autoturist sau cu taxiul și preferă să-și încerce norocul în această perioadă. Și ăsta este și motivul pentru care avem atâtea blocaje în trafic și atâta aglomerație, pentru că avem de-a face nu neapărat cu un număr foarte mare de mașini, avem de-a face cu un număr foarte mare de șoferi care nu reușesc să se încadreze la normele rutiere și, bineînțeles, că nu reușesc să parcheze uneori și observ asta de foarte multe ori, că în momentul în care dorește să facă o parcare chiar la un supermarket, atinge un alt autovehicul. Și bineînțeles că iarăși aveam această situație în care lasă acel autovehicul lovit fără să anunțe poliția. Și biroul rutier este aglomerat, dar și spitalele sunt aglomerate în această perioadă. De evitat este să se circule, pentru că fiind într-un taxiu, acel șofer de taxi este un profesionist și întotdeauna îl duce cu siguranță la destinație. Sau se mai întâmplă ca în această perioadă să iasă așa numiții șoferi de weekend, să iasă persoanele care nu au atât de multă experiență în ceea ce privește condusul autoturismelor și ies poate de nevoie sau tocmai în această perioadă aglomerată și fac curajul să conducă. Exact cu ei ne confruntăm și exact ei, neavând experiența în a conduce, nu au nici experiența în a premedita sau a rezolva o astfel de situație, respectiv implicarea într-un accident rutier, și procedează după cum înțeleg ei, nu după cum prevede codul rutier. Codul rutier pe care ei l-au învățat în momentul în care au dat examenul, dar ne conducând în această perioadă și ne având astfel de probleme, uită cu desăvârșire, pentru că de fiecare dată se face o confuzie între suspendarea permisului de conducere, între infracțiune la regimul rutier, între trecerea pe culoarea roșie a semaforului și, bineînțeles, că chiar în codul rutier este prevăzut faptul că în 24 de ore de la producerea unui accident există obligația de a anunța acel accident, chiar dacă nu sunt pagube materiale foarte mari. În caz contrar, se suspendă permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Și atunci, mulți sunt uimiți când primesc o adresă de la biroul rutier să se prezinte pentru a preda permisul de conducere. Pentru că sunt camere video, sunt persoane care observă acel accident și, bineînțeles, că ducându-te să declare acel accident, poliția este obligată să identifice celălalt autovehicul implicat. Și în cazul în care celălalt șofer al autovehicului nu se prezintă în 24 de ore, se aplică sancțiunea suspendării permisului de conducere. Și cam în timp se poate primi această sancțiune acasă? Există un termen? În funcție de
volumul de dosare, se poate primi sancțiunea chiar și după 3 luni să fie chemat la audiere, pentru că sunt înregistrate și apoi cercetările care se efectuează cu privire la acel accident sunt îngreunate de multe ori din neprezentarea dovezilor. Să dăm un exemplu clar, dacă s-a întâmplat în fața unui magazin acel accident, poliția trebuie să facă o adresă oficială, magazinul trebuie să trimite acele înregistrări, cineva să le vizioneze, să stabilească cine a condus acel autovehicul, dacă acel autovehicul este într-adevăr proprietatea celui care a provocat accidentul sau este împrumutat sau a fost cumpărat și nu au fost perfectate actele, și până la identificarea șoferului care a fost implicat în accident poate dura până la 3 luni. Și apoi după 3 luni ți-a la cunoștință că trebuie să te prezinți, să predai permisul că ai fost implicat în accident și stai să gândești care mașină a fost lovită în cele 3 luni, dacă ai lovit mai multe mașini. Pentru că le văd eu clar și văd și alții cum se procedează într-un fel ca în alte țări europene, unde își fac loc împingând cealaltă mașină. Dar la noi este foarte bine stabilit această procedură, în sensul în care se ciocnesc două autovehicule, în mod clar a existat un accident cu pagube materiale și atunci acel accident trebuie în mod obligatoriu înregistrat la birou rutier. Și vorbim și despre lovirea unui portier, vorbim și despre lovirea unei oglinzi a unui autovehicul, este tot un accident cu pagube materiale, pentru că costurile sunt destul de mari. Și atunci nu se poate deschide un dosar de pagubă, pentru că nu avem celălalt șofer implicat în accident. În momentul în care se pleacă de la locul accidentului și există pagube materiale mai mari, există victime sau, Doamne ferește, există chiar persoane decedate, există sancțiuni mult mai mari decât cele pe care le-ați menționat. Ați putea detalia? Da, este un subiect foarte sensibil, să spunem, pentru că foarte mult, să zicem, foarte multe persoane înțeleg cu totul greșit implicarea într-un accident și, bineînțeles, obligațiile pe care această persoană le are după producerea accidentului. Și vorbim despre accidente ușoare, cu pagube materiale, unde, în cazul în care sunt implicate doar două autovehicule și sunt de acord să încheie pe calea amiabilă o convenție de a-și repara autovehiculul pe asigurare, nu mai este necesară chemarea organelor de poliție. Dar aici vorbim despre accidente unde în mod clar se stabilește culpa unui conducător auto și vorbim chiar de neacordare de prioritate sau neasigurare la schimbarea direcției de mers, unde cel vinovat își recunoaște din prima vina și este de acord să încheie această convenție pe calea amiabilă, iar asiguratorul va plăti despăgubirea după o analiză. Dacă sunt implicate mai mult de două autovehicule sau unul din autovehicule a fost proiectat, să spunem, într-un gard, într-o casă sau în altceva, în mod obligatoriu, pentru a se face constatarea la un astfel de accident, trebuie să vină poliția. Pentru că vorbim de mai mult de două autovehicule și în mod clar că situația, de fapt, ar putea fi altfel percepută de către conducători față de percepția pe care o are organul constatator și specializat în acest sens. Dacă avem și victime, aici este problema cea mai mare, pe care foarte mulți șoferi nu o înțeleg, orice durere acuză celălalt șofer, în mod obligatoriu trebuie anunțată poliția, în mod obligatoriu trebuie anunțată ambulanța. Indiferent dacă sunt doar două mașini implicate. Indiferent dacă sunt două mașini, și acum dau un exemplu pe care eu îl discut mereu cu un client care vine și îmi spune că, domnule, nu a pățit nimic, am dat peste acea persoană sau am trecut pe lângă ea și doar am dezechilibrat-o și n-am considerat că este accident cu victimă. Și avem în practică, și o să dau cel mai bun exemplu, o persoană la semafor se sprijină pur și simplu de autovehiculul aflat în staționare pentru a se schimba culoarea semaforului și apoi se dezechilibrează pentru că îi se face rău sau pur și simplu alunecă. Este considerat accident pentru că în acel moment în mod obligatoriu trebuie anunțat echipajul de poliție și trebuie victima dusă la spital să vadă dacă a suferit într-un fel sau altul vreo rană, pentru că se consideră că atingerea autovehiculului tău cu acea persoană. Chiar dacă nu e culpa ta. Chiar dacă nu e culpa ta, dar asta o va stabili doar organul de cercetare penală și, bineînțeles, martorii de acolo și alte mijloace de probă. Pentru că sunt persoane în vârstă și, bineînțeles, că se poate observa în mod clar din cazurile mediatizate, se dezechilibrează pur și simplu sau dintr-o greșeală se lovesc de propriul autoturism. Dar, în mod clar, dacă a existat impact între o victimă și autovehiculul tău, trebuie anunțată poliția. Pentru că
dacă ai plecat de la locul faptei și acea persoană anunță poliția și tu nu mai ești acolo când ajunge poliția, în mod obligatoriu, organul de cercetare penală are obligația de a întocmi un dosar penal pentru părăsirea locului accidentului. Și, bineînțeles, și modificarea urmelor, pentru că miște autovehicul de acolo. Și am un exemplu clar pe care vreau să îl arăt. Două autovehicule au o tamponare ușoară, se dau ambii șoferii jos din mașină, se întreabă unul pe celălalt dacă sunt răni sau dacă are vreo durere. Spune că nu, s-au uitat că au fost mai mult interesați de autovehicul, cum arată, s-au dus roată împrejur și apoi, din șoc, după ce a trecut șocul, și-a dat seama că are niște dureri. Unul din șoferi a plecat de la locul accidentului, stabilind cu celălalt șofer să se întâlnească la birou rutier pentru a face un proces verbal de constatare sau să facă pe calea amiabilă, că au la fel 24 de ore acest timp pentru a încheia acea convenție. Și simțindu-se mai rău după 5 minute, celălalt șofer al autovehicului a sunat la salvare. Imediat a venit salvare, imediat a venit poliția și s-a stabilit că avea 4 coaste rupte. Și bineînțeles că avea 35 de zile de îngrijiri medicale, pentru că șocul a fost resimțit abia după un sfert de oră. El probabil că nu avea centura de siguranță și a avut toracele s-a lovit de volan, fiind o persoană în vârstă. Bineînțeles că s-a produs... A avut o fragilitate sporită și atunci, în acest caz, ce e de făcut? Atunci când persoanele implicate zic că nu au nimic... Nu au nimic, de fapt, în mod obligatoriu, trebuie să vină poliția. Pentru că chiar dacă se stabilește ulterior că acea persoană a suferit vătămări, nu avem dosarul de părăsirea locului accidentului. Avem doar dosarul simplu de vătămare din culpă. Și se va stabili apoi vinovăția și dacă, într-adevăr, vătămările acelui șofer sunt provocate din vina celuilalt șofer. Dar infracțiunea cea mai gravă pe care legiuitorul o pedepsește și o infracțiune de la 2 la 7 ani este cea de părăsire a locului accidentului. Pentru că se consideră a fi o faptă intenționată, dacă accidentul s-a produs fără intenție, că așa se întâmplă întotdeauna, în majoritatea cazurilor, părăsirea locului accidentului este o faptă cu intenție, pentru că ai perceput că ai fost implicat într-un accident și, bineînțeles, că ai obligația să cunoști codul rutier, care arată în mod clar că într-un accident rutier, unde sunt presupuse victime, trebuie anunțată poliția și doar poliția este cea care îți dă posibilitatea să pleci la locul accidentului. Avem un caz celebru care a circulat în aceste săptămâni, în care s-a panicat conducătorul auto după ce a produs un accident și din pricina acestei panici a fugit de la locul accidentului, existând și victime, și el a indus acest aspect că s-a panicat și nu a știut ce să facă. Legiuitorul are foarte multe cazuri de acest gen, dar nu poate fi o scuză panica, pentru că are obligația de a sta și a participa la cercetarea la fața locului. Sunt cazurile excepționale când familia sau ceilalți pasageri în autovehicul implicat în accident încearcă să-l lovească, încearcă să producă acte de agresiune. Și atunci putem spune că s-a urcat în autovehicul și a fost nevoit să părăsească locul accidentului pentru a nu fi bătut. Pentru că sunt cazurile în care și sunt cazuri celebre și la fel mediatizate în care își pierde viața o victimă pe trecere de pieton și apoi este mama sau tatăl și atunci în momentul ăla de furie poate face acte necugetate și atunci martorii de la fața locului în mod clar pot arăta că a fost nevoit să plece, dar imediat se întoarcă. Și mai este cazul excepțional în care se poate pleca de la locul accidentului când șoferul merge cu propria mașină pentru a duce victima la spital, considerând că până ajunge salvarea ar trece un timp foarte mare și viața ar fi în pericol la victime. Cu toate că, iarăși, există contrar, că nu trebuie atinsă victima dacă nu mai este în mașină sau chiar dacă este în mașină până când nu ajunge un specialist, pentru că îi poate provoca mult mai multe răni decât cele inițiale care au fost în urma accidentului rutier. Este o situație pe care eu am vrut să o arăt pentru că sunt foarte multe dosare, atât pe rolul instanței de judecată, cât și în faza de cercetare la birou rutier și vorbim de Prahova, fiind un județ unde avem foarte multe cazuri de genul acesta, unde după o astfel de greșeală, adică să pleci la locul accidentului, stai aproximativ un an sau doi ani, că atât durează o cercetare într-un astfel de situație, până când se stabilește dacă într-adevăr victima a fost victima acelui accident rutier sau
doar obligația ta de a rămâne acolo nu ți-ai îndeplinit-o. Pentru că sunt foarte multe cazuri în care se stabilește că acea victimă, traversând în grabă, s-a lovit de mașină. Sunt foarte multe cazuri în care victima din neatenție sau nu avea ce să caute acolo în momentul acela, în acel loc, este în totalitate vinovată. Și atunci șoferul implicat într-un accident cu victimă nu este în mod obligat și vinovat. Șoferul implicat într-un accident cu victimă are această obligație pentru a nu se face un dosar penal. Și apoi, în momentul în care se începe cercetarea într-un astfel de dosar penal, nu mai beneficiază de dreptul de a conduce autovehicule. Pentru că este o faptă cu intenție și se face o diferențiere între faptele din culpă, unde nu într-un mod intenționat se săvârșește infracțiunea și are dreptul de a conduce până la finalizarea cercetărilor cu o dovadă care se prelungește, și o infracțiune presupusă cu intenție, unde nu mai ai acest drept. Și stai și aștepți soluționarea unui dosar pe lângă altele 100 care sunt la un singur procuror de caz specializat în rutieră, ca să poți să faci dovada că poate nu ai fost tu vinovat și a fost victima. Cel mai bine e să rămână acolo. Și atunci este clară situația, pentru că legiuitorul a intervenit și a stabilit în mod clar că după efectuarea cercetărilor, dacă victima nu are cel puțin o zi de îngrijiri medicale, în mod clar se poate dispune clasarea în acest dosar. Dar aceasta este o condiție, să spunem, pentru că de foarte multe ori o zi de îngrijiri medicale înseamnă că într-adevăr a avut o suferință. Dacă se constată că nu a avut nicio suferință și se constată că într-adevăr șoferul a stabilit de comun acord că nu avea de unde să cunoască că vor fi complicații, că se vor întâlni la poliție, în mod clar se dispune clasarea în cele din urmă. Dar după aproximativ, încă o dată vă spun, un an. Și un an să stai fără permis când puteai să stai 5 minute, să vină poliția, să vină salvarea, iar poliția să îți încuvințeze să părăsești locul accidentului, te aduce în situația în care îți poți pierde locul de muncă, îți poți pierde familia, pentru că pierderea permisului de conducere, bineînțeles, că are repercursiuni. Și atunci sunt foarte multe persoane care sunt dependente, într-un fel sau altul, de permisul de conducere, pentru a ajunge la locul de muncă sau poate chiar își desfășoară astfel de activitate. Iar posibilitatea de a conduce în această perioadă este nulă, nu există nicio posibilitate. Nu este niciun caz diferit să, chiar dacă analizând puțin probele, se poate observa că soluția va fi declasare și că nu va fi găsit vinovat, nu permite textul de lege ca acea persoană cercetată pentru această infracțiune să poată conduce autovehicule. Și apoi, dacă ajunge în instanță, pedeapsa este foarte mare, avem un maxim de 7 ani și bineînțeles că se dau exemple cu pedepse aplicate pentru astfel de infracțiuni și bineînțeles că avem și pedepsa complementară de interzicerea dreptului de a conduce autovehicule publice până la 5 ani. Deci o persoană condamnată pentru infracțiune la regimul rutier are în mod obligatoriu anulat permisul de conducere un an. În cazul în care judecătorul constată că circumstanțele reale ale faptei au fost mai grave, în sensul că a părăsit locul accidentului sau avea o alcoolemie mai mare decât limita legală sau mult mai mare, interzice complementar acest drept. 5 ani să nu mai poți da pentru permisul de conducere. Această sentință între 2 și 7 ani este sentință cu executare sau cu suspendare? Judecătorul apreciază. În cazul în care lipsesc antecedente penale și prima dată când are de-a face cu legea penală și îndeplinește condițiile pentru o pedeapsă cu suspendare, în majoritatea cazurilor se poate aplica o pedeapsă cu suspendare. Dar de obicei părăsirea locului accidentului vine în concurs cu altă infracțiune. Pentru că cel care părăsește locul accidentului, prima dată să spunem că nu cunoaște bine, cu toate că avea obligația după promovarea examenului lui, pentru a obține permisul de conducere, în mod obligatoriu știe că este infracțiune să părăsească locul accidentului. Și atunci el sigur mai are și o altă faptă. Și vorbim faptă în concurs cu conducerea suspendată a băuturilor alcoolice sau altor substanțe psihoactive, autovehicul nematriculat sau cu numere false, sau pur și simplu mai e cercetat pentru altă faptă și este teamă că dacă în momentul acela este iarăși depistat de poliție cu altă infracțiune, va avea o pedeapsă cu executare. Dacă vorbim despre concurs de infracțiuni, în mod clar ne putem aștepta la pedepse cu executare. Dacă vorbim despre o singură infracțiune cu o pedeapsă de la 2 la 7 ani, unde are posibilitatea să beneficieze de o procedură simplificată, adică să se mai scadă o treime, că și recunoaște și regretă fapta, se poate ajunge majoritatea cazurilor pentru aceste cazuri cu suspendare. Până la urmă,
este vorba despre asumarea responsabilității pentru ceea ce s-a întâmplat și în momentul în care pleci de la locul accidentului, de fapt, sper că vei scăpa, că nu ți se va găsi urma, dar sunt consecințele mult mai grave, așa cum ni le-ați spus mai devreme, așadar, este important, dacă s-a întâmplat ceva, să se rămână la locul accidentului, indiferent de gândurile, emoțiile, responsabilitățile și toți sabotorii care ar putea interveni și ar spune că poate e mai bine să plece de la locul accidentului. Există și situații în care plecarea de la locul accidentului nu este considerată infracționalitate? Tocmai. Există cazuri de excepție în care șoferul înțelege să acorde primul ajutor și transportă victima până la spital. Dar în rest, toate celelalte cazuri previn obligația șoferului să aștepte sosirea unui echipaj de poliție și doar cu convințarea echipajului de poliție care poate constata dacă se poate modifica locul accidentului, că vorbim despre autovehicule care sunt mutate și bineînțeles că se schimbă dinamica producerii accidentului, pentru că atunci când ajunge echipajul de poliție și trebuie să facă o cercetare la fața locului, ați observat, se fac măsurători, se stabilește în mod clar prin fotografii efectuate de către un criminalist și se poate aprecia apoi de un expert tehnic și judecătorul poate da o sentință în funcție de culpa fiecăruia. Că avem accidente cu o culpă exclusivă și accidente cu o culpă comună, unde ambii conducători ale autovehiculor nu au respectat regulile de circulație și au ajuns în acea situație. Și avem situații în care se stabilește culpă 50-50% și bineînțeles că sunt obligați la fel asiguratorii să achite 50% unui conducător, 50% unui conducător și cealaltă parte să o suporte. Ori dacă el pleacă de la locul accidentului și la sosirea organelor de poliție nu se mai poate constata poziția autovehiculului sau să stabilească urmele de frânare din momentul în care autovehiculul a fost oprit și de unde a început frânarea, în mod clar că chiar dacă tu ești nevinovat, plecând de la locul accidentului și modificând probele, se poate stabili că tu ai fost vinovatul principal. Și atunci îți asumi și acest lucru, că nevinovat fiind de un accident, plecând de acolo, lucrurile se schimbă. Pentru că în momentul în care se întâmplă un accident, am observat din practică, poziția persoanelor este să-și recunoască, pentru că își dau seama, știe unde a greșit, că a forțat o intersecție, că nu a frânat. Dar imediat după ce se dezmenticesc, vin cu alte apărări, că de fapt celălalt a fost vinovat, că de fapt a fost alt autovehicul care a ajuns în fața lui. Și cel mai bine e să rămâi acolo, să faci fotografii imediat înainte de a fi modificate urmele și oricum acum un mare ajutor le este dat polițiștilor, judecătorilor și nouă avocaților, că există foarte multe camere video montate atât de către primărie, cât și de alte instituții, magazine și aceste camere, aceste imagini video reprezintă probe pentru a putea stabili în mod clar de vinovăția unui conducător auto, pentru că pus în fața faptului împlinit să-i se arate filmarea, își schimbă în totalitate și își aduce aminte cum s-au întâmplat lucrurile pe care, de fapt, le știa dinainte. Și mai sunt și acele camere video care sunt montate în bordul unui autovehicul, care ajută foarte mult, atât la instanță, cât și la poliție, dar și în momentul în care mergi la asigurator pentru a deschide dosarul de daună, că acolo este problema cea mai mare. Asiguratorul are acest obicei și o spun pentru că foarte multe dosare sunt pe rolul instanței, nu achită despăgubirea și de asta avem și 3 sau 4 societăți care sunt deja în faliment, pentru că înțeleg să-și însușească sumele de bani, le încasează, dar în momentul în care trebuie să achite despăgubirea, nu se face acest lucru. Și se ajunge în instanță, un proces care durează 2 ani și atunci acea persoană mai bine renunță sau și-o repară cu propriile subvene bani. Și vine întrebarea, de ce să mai încheie această poliție de asigurare când în momentul în care apelezi la asigurator, acesta îți găsește N motive să nu te despăgubească. Și cel mai mult se întâmplă în momentul în care înțelegi să faci pe calea amiabilă. Ori dacă legiuitorul a stabilit că accidentele ușoare se pot încheia pe calea amiabilă și schimbă numerele de telefon, completează o fișă în care descriu avariile, se găsește un inspector de daune și se spune nu s-au întâmplat așa lucrurile, sigur au fost altfel. De asta, din 2014, legiuitorul a introdus infracțiunea de înșelăciune în domeniul asiguratorilor, adică cel care îndrăznește să solicite o despăgubire este, bineînțeles, cercetat penal și poate fi condamnat.
Or, nu cred că sunt cazuri în care persoanele simulează un accident doar să primească despăgubiri. Pentru că unde ar trebui să fie? Pe un câmp. Că, da, toate accidentele care se întâmplă în oraș, majoritatea sunt în oraș, sunt camere video care apar în mod clar că au încercat să simuleze accidentul sau este un accident care într-adevăr s-a întâmplat. Chiar acum am fost sunat de către cineva, i-a fost lovită mașina de două ori și întâmplarea face ca cei doi șoferi care l-au lovit, deci odată, să spunem, luni și după aia miercuri o altă mașină, s-a întâmplat în trafic, e aglomerație și tocmai spuneați dumneavoastră, aveau poliția la același asigurator. S-a dus să deschidă dosarul și a spus, nu, că tu ești suspect, cum de două ori să te lovească tocmai pe tine. Cu toate că erau fotografii, cu toate că ceilalți șoferi au dat declarații și au spus în mod clar, la un din accidente a venit și poliția și a încheiat un proces verbal și la celălalt a făcut pe calea amiabilă. Și nu vor să-i achite despăgubirea și este obligat să poarte un proces ca să poată să-și recupereze banii. Și el acum stă cu mașina, bineînțeles, lovită, stă prin servisuri ca să obține și asta pe bani proprii și susceptibil de înșelăciune în acest caz. Exact, pentru că are posibilitatea asiguratorul să amâne, să spunem, soluționarea unui dosar, pentru că are proprii inspectori de daune care fac niște verificări și se duc și ei și caută imagine video, iau declarații și apoi dau o soluție în dosar că nu achităm acest dosar pentru că noi considerăm că e o posibilă fraudă. Și atunci trebuie să duci în instanță. Și în instanță cheltuiești, cred că încă o dată, banii care ar trebui să repare acel autovehicul și renunță. Și se renunță. Până la urmă, este un aspect pe care vreau să-l continuăm și în discuția de după pauza de publicitate. Rămâneți aproape. Bine ați revenit, dragi telespectatori! Înainte de pauza de publicitate, discutam despre modul în care asiguratorii pot sau nu pot despăgubi persoanele implicate în accidente. Și aveam o speță pe care am discutat-o în timpul pauzei, referitoare la faptul că pot fi implicate în accident două mașini. Una dintre ele este mai grav avariată, cealaltă poate avea doar o tamponare sau poate fi mai puțin avariată. În momentul în care se face această amiabilă, se face în așa fel încât să se despăgubească mașina cea mai grav avariată, asta considerându-se de către șoferii implicați, tocmai pentru a nu cheltui atât de mult cu partea de reparații. Ați întâlnit astfel de cazuri și ce se întâmplă? Asta este teama asiguratorilor, pentru că, într-adevăr, se poate face o înțelegere, mașina care este mai puțin avariată, să recunoască că șoferul este vinovat și să ofere polița autovehicului mai mult avariat. Și atunci, asiguratorul se folosește de acest context și, bineînțeles, că face cercetări suplimentare. Dar, încă o dată spun, trăim în anul 2022 unde toată lumea are telefon mobil și filmează. Și bineînțeles că sunt curioși care vin imediat și fac fotografii, fac filmulețe și se poate stabili în mod clar de un profesionist, uitându-se pe niște fotografii sau pe o filmare, cine a fost vinovat. Și atunci sunt excluse situațiile în ultimul timp, fiind și acele camere video, fiind și urmele. Dar totuși asiguratorul se folosește de această chestie și vine el cu punctul de vedere că ar putea fi de fapt lucrurile altfel decât prezentate în declarație. Și ați avut dreptate că dacă avem autovehicul avariat mai mult, întotdeauna se consideră că au făcut schimb de poliție. Dar nu este așa. De obicei, cel care este avariat mai mult este cel nevinovat. Pentru că noi vorbim despre autovehicul care provoacă accidentul și în momentul în care îl provoacă, are timpii de a evita într-un fel sau altul. Dar celălalt care este vătămat nu mai are timp de reacție. Când ne referim la un autovehicul care consideră că are prioritate și circulă pe drum prioritar, nu se gândește nici într-un moment să frâneze, dar celălalt forțează. Sau în ultim moment își dă seama că trebuia să frâneze și totuși produce accidentul. Și atunci, da, avem situațiile, să spunem, într-un procent de peste 70%, unde autovehicule mult mai avariate sunt cele care trebuie să primească despăgubirile. Și atunci este și costul mult mai mare din partea asiguratorului
judecătorului pentru a despăgubi. Dar fiind această situație considerată înșelăciune, în mod clar sunt foarte rare cazurile și nimeni nu consider că ar vrea să aibă cazier sau să plătească după aia dublu, creând un astfel de scenariu și prezentându-se cu el la asigurator. Întreb pentru că am auzit de astfel de scenarii care s-au întâmplat, nu știu care a fost finalitatea, nu știu cum s-au rezolvat până la urmă, dar au fost astfel de întâmplări reale și nu cred că este singulară întâmplarea. Este ușor, chiar dacă nu avem o situație de fapt dovedită cu martori și avem doar cele două declarații ale șoferilor implicați în accident sau numai există alte probe, cum spuneam, filmări sau alte fotografii, există experți judiciari, experți tehnici, auto, care reconstruind dinamica producerii accidentului, chiar în programe autorizate, pot stabili în mod clar, în funcție de deformările care le are caroseria sau în funcție de avariile autovehiculor, cine este vinovat și cum s-a produs accidentul. Și de fiecare dată când se pronunță o astfel de hotărâre, în ceea ce privește un accident rutier, soldat cu victime sau cu daune materiale, în mod obligatoriu vine un expert. Cum avem, să spunem, o infracțiune în domeniul economic și avem un expert contabil care arată în mod clar sumele și dacă există într-un fel sau altul o faptă cu intenție, așa avem în domeniul auto experții desemnați de către instanță sau cineva poate face o expertiză extrajudiciară, adică să plătească din banii proprii un expert care să-și spună punctul de vedere și să arate că s-a întâmplat sau nu în acel fel accidentul. Și de multe ori același lucru îl fac și societățile de asigurări. Pentru a-și întări refuzul de a plăti un dosar de daună, apelați la un expert care, reconstruind accidentul, stabilind regulile încălcate de cei doi participanți la trafic, dinamica producerea accidentului, posibilități de evitare sau viteza de deplasare a celor două autovehicule, stabilește culpa unuia dintre conducători și în mod clar se poate stabili dacă trebuie plătită despăgubirea de asiguratorul unui șofer sau de asiguratorul celuilalt șofer. Așadar, și în acest caz se demontează această idee conform căreia nu se va afla ce s-a întâmplat în realitate. Și în toți acești ani avem o practică constantă, adică lucrurile este foarte greu să întâmple un accident altfel decât cel normal. Adică sunt foarte puține situațiile în care nu se mai poate face o reconstrucție a accidentului să se stabilească în mod cert cum s-a întâmplat acel accident. Pentru că avem măsurători, avem experimente și avem de fiecare dată și experimentele judiciare. Că suntem în situația în care într-o cercetare penală se repune în situația anterioară, autovehiculele, se stabilește ce posibilitate de frânare a avut șoferul pentru a putea evita accidentul și în mod clar adevărul iese la iveală. Sunt puține, avem un procent, să spunem, de 1% unde cineva poate fi fericit că, domnule, s-au întâmplat lucrurile într-un fel și de fapt au ieșit altfel. De fiecare dată, prin experți și prin practică și prin experiența organului cercetare penală, pentru că avem polițiștii de la rutiere care odată ajuns la fața locului, în mod clar își pot da seama din două priviri cine a fost vinovat și cum s-au întâmplat lucrurile. Și apoi ascultă de pozițiile care, v-am spus, până ajunge poliția, ei deja se gândesc la scenariu. Dar atunci, proaspăt, se dă unul din ei jos și spune că a fost vinovat. Am observat atât în trafic cât și persoane care au coborât în autovehicul și au început să înregistreze și l-au auzit că, da, sunt vinovat, iartă-mă, mai să ne înțelegem pe calea amiabilă. Și apoi le vin idei că sună un prieten, sună pe cineva care își dă cu părerea, nevăzând ce s-a întâmplat acolo și atunci gândesc că ia să schimb situația, cu toate că în cele din urmă se clarifică cum s-a întâmplat lucrurile. Și se poate ajunge, așa cum spuneați, la infracțiunea de înșelăciune, infracțiune la asigurări, unde legiuitorul aplică o pedeapsă destul de mare și bineînțeles că nu cred că își asumă cineva să aibă cazier pentru niște daune materiale, că până la urmă vorbim daune materiale. Dar ce se întâmplă în cazul în care cel care face accidentul nu are asigurare sau, în caz mai rău, nu are permis? Da, sunt situații des întâlnite. Ne confruntăm în această perioadă la fel cu persoane care
îndrăznesc într-un fel sau altul să se amestece prin aglomerația asta de autovehicule, având permisul suspendat, neavând permis de conducere sau neavând o poliță de asigurare încheiată. Pentru că, din păcate, nu există posibilitatea la un autovehicul înmatriculat permanent să se încheie o poliță pentru o lună de zile. Și avem un minim de 6 luni sau 12 luni. Și atunci, dacă ei sunt șoferi de weekend sau preferă doar în perioada aceasta să circule cu autovehiculul, spun, de ce să mai încheiem o poliță de asigurare, că oricum, până la cumpărături nu se întâmplă nimic sau nu mă oprește poliția să mă amendeze. Și atunci avem Biroul Asiguratorilor din România, unde această instituție despăgubește șoferul care este victimă, să spunem, într-un accident rutier, cu un alt șofer care nu are încheiat o poliță de asigurare. Statul a intervenit foarte bine cu această instituție, cu Biroul Asiguratorilor în România, pentru că până acum ceva ani aveam o problemă cu plata despăgubirilor și, bineînțeles, că de multe ori se ajungea să se facă o acțiune împotriva persoanei care a condus autovehiculul în mod direct și, bineînțeles, costurile erau foarte mari. Acum există acțiunea de regres, în sensul că Biroul Asiguratorilor în România achită despăgubirea, atât din punct de vedere material, moral și chiar în cazul accidentelor cu victime, și apoi are posibilitatea să se îndrepte împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Și, într-un fel sau altul, este rezolvată. Nu mai stăm cu teama că nu are asigurare cel care ne-a lovit. Din contră, eu, unul, sunt de părere că aș prefera să se întâmple un accident, dacă aș fi implicat, cu cineva care nu are asigurare, pentru că Biroul Asiguratorilor din România este mult mai rapid în efectuarea plăților decât asiguratorii pe care îi avem noi, care, după cum v-am spus, refuză să plătească, amână plata până la momentul în care o persoană care dorește să-și repare autovehiculul renunță la dreptul de a beneficia de acele despăgubiri și își repară singur autoturismul. Și întrebarea mea este, și atunci de ce mai este asigurarea? Păi este o problemă care trebuie rezolvată din punctul meu de vedere. Sunt aceste comisii, sunt aceste instituții care ar trebui să supravegheze mult mai bine asiguratorii și să nu permită o astfel de situație. Pentru că, permițând această situație, sumele se încasează în continuare de către asigurator, de la persoanele care nu sunt implicate în accidente, și apoi, după ce se încasează un plafon destul de mare, acel asigurator iese de pe piață. Și avem trei companii foarte mari care au făcut lucrul acesta și avem dosare neplătite, dosare care au fost preluate de fondul de garantare. Există acest fond de garantare unde toți asiguratorii achită un anumit procent din fiecare poliță și în momentul în care se declară falimentul unei astfel de societăți, fondul de garantare preia obligațiile, dar avem un plafon de maxim 40.000 de euro. Și atunci, dacă avem un autovehicul cu o valoare mult mai mare sau avem niște daune mult mai mari, tratamente, se limitează la suma de 40.000 de euro. Și tot nu este în regulă, pentru că supravegherea asiguratorilor care au ridicat foarte mult prețurile nu există. Adică vin clienții, se plâng la mine după nenumărate adrese, după nenumărate mail-uri, după nenumărate întâlniri cu reprezentanții, că nu li se soluționează dosarul. Avem Oficiul de Protecție a Consumatorului care la fel nu poate decât să aducă la cunoștință asiguratorului să își îndeplinească obligațiile, și apoi avem acea scăpare că accidentul nu s-a produs în condițiile declarate și, în cazul în care doriți să obțineți despăgubirea, mergeți la instanța de judecată. Și exact asta spune și protecția consumatorului și exact asta spune și asiguratorul. Și atunci ajungem iarăși în acel punct în care ce preferi? Să te judeci aproximativ 2 ani și să cheltuiești suma pe care trebuie să o investești în autovehicul sau să investești în autovehicul, să repari autovehiculul și să-l pui din nou? Pentru că mulți încheie asigurările doar pentru a nu fi sancționați de poliție. Nu stau să gândească că încheie o poliță pentru a despăgubi celălalt participant la trafic. Și de asta aleg și polița cea mai ieftină de pe piață. Pentru că avem problema că în momentul în care se produce un accident între două autovehicule, îți pui întrebarea, oare unde este asigurat? Nu dau un nume. Și într-adevăr vedem că acea companie care este cea mai ieftină și nu despăgubește, are toate majoritatea polițelor de pe piață. Pentru că o poliță la o companie mare de asigurări costă aproape dublu. Adică la aceeași perioadă, de 6 luni sau de 12 luni. Și la o companie serioasă care are până la urmă această viziune și această dorință de a despăgubi și nu de a se sustrage acestor despăgubiri. Spuneați mai devreme despre despăgubiri în cazul în care este nevoie de despăgubiri materiale. Când intervin victime în cadrul accidentului, cum pot cere despăgubiri? Cui să îi se adreseze? Ce să facă în acest sens? Da, sunt sigur că trebuie lămurită această situație, că avem accidentele cu pagube materiale și accidentele cu victime. Pentru a fi o infracțiune, o faptă
de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice și petrecere de pietoni, acroșăm un pieton sau se afla în traversare, pentru a fi infracțiune trebuie să emită Institutul de Medicină Legală un certificat medico-legal cu 90 de zile. Aceasta este limita. Ori este un avantaj, să spunem, pentru șoferi, pentru că fiind implicați în niște accidente rutiere, până în 2014, dacă erau 10 zile de îngrijire medicală, era infracțiune și răspundeai penal și puteai fi condamnat. Acum trebuie să aibă cel puțin 90 de zile. Și în cele mai multe cazuri, este destul de îndepărtat, că vorbim de, să spunem, că fracturi ale membrelor inferioare sau superioare, vorbim despre, să spunem, rupturi de șold, unde acea persoană, într-adevăr, nu mai poate fi, din nou, să aibă același randament. Și nefiind infracțiune, va fi clasată cauza, șoferul nu va răspunde, chiar dacă se stabilește că avea obligația să acorde prioritate, chiar dacă se stabilește că a fost accidentată victima petrecerii de pietoni, se dispune clasarea și se aplică o sancțiune contravențională, suspendarea permisului pe o perioadă, să spunem, de 90 de zile, iar victima accidentului rutier trebuie să pornească la un drum foarte greu, în sensul de a promova un proces împotriva asiguratorului pe care l-avea acel șofer. Un proces care durează cel puțin 2 ani. Deși traumatizată și trebuie să inițieze procesul. Da, trebuie să inițieze procesul pentru a beneficia de despăgubirile pe care asiguratorul trebuie să le acorde. Aveam o practică în anul 2015, când prin simpla convocare la o conciliere făcută din partea unui cabinet de avocatură către asigurator, acesta oferea disponibilitatea de a achita o anumită sumă. Lucrurile acestea nu se mai întâmplă din anul 2020, în sensul că pot face N adrese către un asigurator, să pun actele medicale care le are acea victimă, să arătăm incapacitatea de muncă și să solicităm o sumă care să acopere cel puțin cheltuielile materiale și daune morale, să spunem, o sumă minimă. Asiguratorul nu mai face nicio ofertă. Asiguratorul așteaptă să fie dat în judecată, așteaptă să treacă un termen de prescripție, respectiv cel de 2 ani, și în cazul în care nu promovezi o astfel de acțiune, te trezești că nu mai ai dreptul să promovezi această acțiune. Și foarte multe persoane care, să spunem că au fost bolnave sau nu au avut posibilități materiale să promoveze un astfel de proces, se trezesc în momentul în care ajung să dea în judecată asiguratorul, că nu mai au dreptul de a obține aceste despăgubiri. Și iarăși este un lucru care profită asiguratorului, pentru că un cetățean care este victima unui accident rutier și nu are 90 de zile de îngrijiri medicale, nu va primi acasă decât o soluție de clasare din partea polițistului, că cel care se face vinovat, că se stabilește poate și chiar vinovăția acelui șofer, nu răspunde din punct de vedere penal. Și ne răspunde din punct de vedere penal, nu există un proces unde tu să vii, să te constitui parte civilă, să soliciți daunele morale și materiale. Și trebuie să faci un proces propriu împotriva firmei de asigurări, unde șoferul va avea calitatea de intervenient forțat și după 3 etape avem fond, avem apel și recurs, de asta spun că durează aproximativ 2 ani, instanța obligă asiguratorul să achite o sumă pentru numărul de zile de îngrijiri medicale, spune că are 89 de zile de îngrijiri medicale sau 87 de zile de îngrijiri medicale, nu se încadrează în infracțiune și bineînțeles că trebuie să o ia pe cale separată. Și după 2 ani obține o sumă, iar în momentul în care trebuie să încaseze acea sumă, că avem o hotărâre care este definitivă și executorie, nu mai există asiguratorul. Și poate noi obținem o sumă de 50.000 de euro, mă refer că avem daunele materiale, 50.000 de euro cheltuieli cu proteză, că avem situații în care s-au întâmplat astfel de lucruri și morale, să spunem, încă o sumă de 10-20.000 de euro, cam astea sunt sumele până 90 de zile de îngrijiri medicale ca practică acordate către instanțele de judecată, iar noi avem plafonul la fondul de garantare de 40.000 de euro. Și atunci celelalte sume nu ai de unde să le iei, pentru că atât garantează statul pentru o companie care a intrat în faliment. Și bineînțeles că profită foarte mult nu șoferului, că până la urmă șoferul are posibilitatea de a se împăca cu victima, își retrage plângerea și nu mai răspunde din punct de vedere penal, indiferent câte zile de îngrijiri medicale sunt. Dar situația profită în mod clar asiguratorului, pentru că asiguratorul analizează numărul de zile de îngrijiri medicale și el observă că nu va fi obligat la plată. Și avem situația unde, dacă într-un accident cu pagube materiale, costurile, să spunem că sunt mai mici, pentru că vorbim de sume mai mici, într-un accident cu victime, unde avem pagube materiale și cheltuieli și, bineînțeles, în urma unor expertize făcute
în cadrul procesului se poate stabili că acea persoană nu mai are capacitate de plină de muncă și, bineînțeles, că nu mai poate să-și continue activitatea. Sunt cazuri în care chiar sunt pensionați pe caz de boală după un astfel de accident. El trebuie să suporte absolut toate cheltuielile, plus toate taxele de timbru, plus expertizele care se efectuează, pentru că dacă nu sunt 90 de zile de îngrijiri medicale, nici poliția nu mai are obligația de a stabili în mod clar vinovăția. Și ne ducem într-un proces civil unde este posibil ca, după ce se termină procesul, să stabilească că, de fapt, culpa a fost în totalitate a victimei. Că ea a fost pe marginea drumului sau ea a traversat neregulamentar și că, de fapt, acel autovehicul nu a putut să evite accidentul. Și, bineînțeles, că după acest proces nu trebuie să încaseze nicio sumă și trebuie să le suporte. Astea sunt situațiile. Pentru că dacă ar fi fost un dosar penal, organ cercetare are în mod obligatoriu obligația de a stabili culpa. Și apoi, dacă avem culpă, ne putem duce în instanță și să solicităm daunele. Nu, aceste dosare pleacă fără a avea o certitudine. Avem o bănuială că este vinovat de producerea accidentului. Și într-un astfel de proces civil se efectuează acea expertiză, unde se stabilește în mod clar că un autovehicul, dacă circula cu o viteză de 50 de km la oră, iar pe acea porțiune de drum obligația era, viteza maximă era 70 și să spunem că un pieton traversează, este de vină pietonul, pentru că el circula sub viteza de pe aceea porțiune de drum și nu trebuie să primească nicio despăgubire. Din contră, cel care are avariat autovehiculul poate să facă o acțiune în pretenții împotriva pietonului și să-i plătească despăgubirile provocate la acel autovehicul. Este o situație foarte, să spunem, controversată în sensul despăgubirilor obținute de la asigurator, pentru că un astfel de proces durează foarte mult și de fiecare dată asiguratorul încearcă să împiedice într-un fel sau altul aflarea adevărului. Și vă spun acest lucru pentru că ei sunt obligați să deschidă un dosar de daună pentru pagube materiale sau pentru cele pe care le solicită victima. Și aceste dosare nu sunt deschise, nu sunt probele, să spunem, avute în instanță când deschidem procesul, adică fotografii, expertize, și cel care dorește, că așa este în procesul civil, cel care dorește trebuie să dovedească. Se vede o persoană care a fost implicată într-un accident, a fost victima unui accident rutier, că trebuie să aducă toate probele pentru a dovedi că șoferul a fost vinovat. Și apoi, dacă se stabilește că există răspundere delictuală, adică șoferul a fost vinovat și asiguratorul trebuie să plătească, obține o astfel de hotărâre. Și din acest motiv se lasă păguba și iarăși victima accidentului rutier să promoveze un astfel de proces și suportă consecințele acelui accident fără a obține nicio sumă. Este nevoie de multă documentare, este nevoie de răbdare și este nevoie și de această asumare a faptului că s-ar putea ca dosarul, chiar dacă ești victimă, să nu fie soluționat în favoarea ta. Și este foarte important de știut aceste aspecte. Mai sunt câteva minute din întâlnirea noastră și v-aș fi recunoscătoare dacă ne-ați spune câteva recomandări, câteva sfaturi pentru telespectatorii noștri în această perioadă. Urmează perioada sărbătorilor în care există poate tendința de a petrece mai mult. Da, ce recomandări pot face, pentru că anul este spre sfârșit și bineînțeles că persoanele din dorința de a se întâlni și de a se distra, să spunem, vor fi foarte multe infracțiuni la regimul rutier în ceea ce privește consumul băuturi alcoolice și acum mai nou, în majoritatea cazurilor, să spunem că în 90% din cazuri, polițistul nu mai preferă să pună etilotestul, preferă să pună dragotestul. În sensul că, să spunem, persoanele care conduc autovehicule înțeleg să consume aceste substanțe psihoactive și ne referim la droguri de risc și droguri de mare risc, consumate de multe ori chiar fără voia lor, că avem situații în care la petreceri consumă nu știu ce băutură unde există o anumită substanță și pedepsele sunt destul de mari. Avem pedepse de la 1-5 ani. Ei consideră că ce infracțiune este dacă a fumat o țigară care conține o astfel de substanță interzisă, care rămâne în corp până la 30 de zile și bineînțeles că poliția, v-am spus, și-a avut un obicei, când oprește un autovehicul și are vreo bănuială, mai întâi pune dragotestul. Și bineînțeles că astea sunt dosarele cele mai dese, cele mai frecvente. Conducerea
pe drumurile publice sunt influența substanțelor psihoactive. Și atunci avem iarăși o problemă dacă la conducerea substanței băuturii alcoolice sunt stabilite minim și maxim alcoolemie din sânge sau din etilotest, consumul unor astfel de substanțe psihoactive încă nu s-a stabilit. Și doar spune textul de lege că consumul astfel de substanțe este infracțiune. Și atunci, indiferent cât ai consumat, indiferent că e o cantitate mai mică sau mai mare, legea prevede cam aceeași sancțiune. În schimb, la alcoolemii putem discuta că suntem aproape de limita legală. Dacă avem 0,40 la etilotest, în mod obligatoriu trebuie să meargă la sânge pentru că va ieși dublu și va fi infracțiune, trece de 0,80 la sânge. Dacă avem 0,36, este contravenție. Și atunci am putea avea contravenție sau am putea avea o substanță într-o cantitate mult mai mică în corp și ar fi o contravenție, dar legiuitorul a prevăzut în mod clar că, indiferent cât ar fi cantitatea psihoactivă, este infracțiune. Și atunci, astea sunt infracțiunile din ultimul timp, pentru că, din câte am înțeles de la consumatori, efectul ar fi același ca alcoolului și se gândesc că pot fi depistați mult mai greu. Din contră, polițiștii sunt specializați și participă la astfel de cursuri și imediat își dau seama după culoarea ochilor, după atitudinea pe care o are șoferul, că el nu a consumat băuturi alcoolice, ci a consumat substanțe psihoactive și imediat se întocmește un astfel de dosar penal. Iar cu privire la accidente rutiere, aceasta este recomandarea, indiferent care este înțelegerea făcută cu victima accidentului, în mod obligatoriu trebuie chemat poliția. Și vă dau un exemplu scurt și un taximetrist care avea un pasager pe locul din dreapta, la un moment dat frânează în trafic, pasagerul se lovește cu capul de parbriz, îl întreabă dacă are ceva, spus că nu are nimic, merge acasă, la 10 se simte rău, sună la poliție, iar taximetristul este cercetat pentru părăsirea locului accidentului. Pentru că avea obligația în momentul în care pasagerul s-a lovit în acel moment să anunțe poliția și poliția să stabilească dacă trebuie sau nu dus la spital. Adică este atât de ușor să ajungi într-o situație unde nu ți asumi faptul că trebuie să respecti legea, în sensul de a chema poliția și poliția să fie cea care îți încuvințează ție să pleci și să îți vezi de drum. Deci mai bine să previi astfel de situații, să te asiguri de faptul că nu s-a întâmplat nimic, mai bine să nu se întâmple ceva cu niciuna dintre victime, mai bine să nu fie cazul să vină poliția, dar totuși să vină să constate că nu s-a întâmplat nimic pentru care tu să fii sancționat ulterior. Exact, prevenția, pentru că mai bine vine poliția și te lasă poliția să pleci. Poliția poate stabili dacă poți pleca sau nu. Nu îți poți asuma tu că știu mai bine sau nu se poate întâmpla nimic. Sunt oameni care au decedat după ce au fost implicați într-un accident, n-au avut absolut nimic, au mers acasă și bineînțeles că au decedat acolo și apoi s-a stabilit că a fost victima unui accident rutier. Și apoi dacă ajunge o persoană la spital, prima dată este întrebată. De unde acuzați aceste dureri? Și în momentul în care spune că a avut legătură cu un autovehicul, medicul este obligat, conform protocolului, să anunțe poliția. Poliția este obligată să meargă acolo să întocmească dosar de părăsire a locului accidentului. Și atunci lucrurile ajung mult mai grave decât dacă ai fi stat acolo și dacă ai fi chemat poliția la momentul respectiv. Da. Mulțumim foarte mult și de această dată. Dragi telespectatori, vă mulțumim și vouă pentru atenție și sperăm că toate informațiile pe care le-a transmis domnul avocat în această seară să vă ajute să fiți atenți, să fiți asumați în momentul în care vă urcați la volan și să știți că până la urmă viața voastră în totalitate depinde de acțiunile pe care le întreprindeți în cadrul acestui proces de conducere și dacă sunteți implicat într-un accident rutier, rămâneți acolo, anunțați poliția și nici să nu vă gândiți să plecați de la fața locului. O seară frumoasă!